Salut, bine v-am regăsit în acest lunet, este 8 și un pic. Am dus primul copil în stație. Am dus-o pe Deni că merge la școală. Și acum să iau al doilea copil și să o duc pe Melissa la grădiniță. Și mai târziu o să merg și cu Daniel la grădiniță pentru acomodare. Și mi-e somn, am dormit așa de bine azi noapte, dar cred că organismul recuperează pentru că mă simt atât de obosită și mi-e atât de somn, dar n-am dormit așa bine nici nu mai știu de când. Am ajuns acasă de la grădiniță și mă ascund un pic aici ca să vă povestesc impresiile și să nu mă întrerupă nimeni. Prima zi de grădiniță. Am stat cu Daniel o oră acolo, așa se face acomodarea. Primele trei zile stau și părinții sau unul din părinți stă acolo o oră cu copilul, timp în care educatoarea încearcă să îi câștige încrederea, să-l ia, să se joace, să-i arate pe acolo grupele, grădinița, așa un pic să se obișnuiască. În timpul ăsta, unul din părinți stă acolo, dar trebuie să încerce să interacționeze cât mai puțin cu copilul, astfel încât copilul să se desprindă mai ușor de părinte, adică nu să mă apuc să mă joc cu el pe acolo sau chestii de genul acesta. Asta este ideea. La grădinița noastră, copiii sunt separați sub 3 ani, pentru că sunt mai micuți și mai fragili un pic, și peste 3 ani. Și cei peste 3 ani sunt practic liberi acolo să se ducă să facă cam ce vor. Sunt mai multe săli de artă, de citit, de desenat, de nu știu ce. Sunt împărțite camerele pe acolo și copiii pot fiecare să facă ce doresc. Și sub 3 ani au și ei 3 camere în care se pot juca. O cameră este cu saltele și cu chestii de cățărat de așa să facă un fel de mișcare. Și celelalte sunt cu jucării, cu diverse colțișoare, cu bucătărie, cu construcții, cu de jucat cu plastilina, de făcut diverse lucruri. Și acomodarea se face în felul următor. Sunt 4 educatoare pe grupă, 4 sau 5. Astăzi erau 4 acolo și una dintre ele se ocupă strict de copilul care se acomodează și se acomodează câte un copil la 2 săptămâni, adică fiecare copil să aibă timp suficient să se acomodeze și atenția educatoarelor sau educatoarei care este prima care îi câștigă încrederea. După aceea, bineînțeles că pe parcurs se va juca și cu celelalte educatoare și va intra în contact cu ele și cu ceilalți copii, adică toți sunt acolo, nu este el separat într-un colț nicăieri. În fine, ideea este că s-a jucat, a mai venit la mine, a stat și Melissa cu noi acolo primele câteva minute și după care Melissa s-a dus în treaba ei și a mai venit pe la sfârșit. S-a jucat educatoarea cu Daniel, s-au jucat cu mașinuțele, la un moment dat a venit Daniel la mine și nu mai vroia să plece de lângă mine, dar i-am arătat o jucărie care eram sigură că o să-i placă și a rămas să jucată în continuare cu educatoarea și am spus, dacă tu vrei să te joci, du-te și joacă-te, mami nu stă lângă tine, mami se așează pe canapea, zic, pe mine mă dor picioare, nu pot să stau aici în picioare lângă tine. A înțeles și a rămas să jucat acolo, după care au venit și alți copii, un pic s-a supărat că unul dintre copii a luat o mașinuță care de fapt era a copilului respectiv și o adusese de acasă și atunci, na, normal, era mașinuța lui, că așa nu-i lasă să-și ia jucările de la unul de la altul din mână, dar mai era a lui și i-a spus lui Daniel, uite, asta este jucăria lui, trebuie să o dăm înapoi. Lui Daniel nu prea i-a convenit, iar a venit la mine și am spus, du-te și joacă-te, că nu plec fără tine, când plec, te iau cu mine. S-a dus, s-a mai jucat acolo, după aia la un moment dat râdea, s-a plimbat și cu o tricicletă de aia micuță de cameră. Și chiar pleca, nu stătea, adică se ducea și în alte camere, nu doar unde eram eu. Adică dispăream eu, de fapt, din area lui vizuală. Și s-a jucat acolo, pot să spun că a fost foarte bine pentru prima zi. Am stat o oră și ideea este să plecăm de acolo în momentul în care copilul se simte bine, când îi place, ca să își dorească să mai vină și a doua zi. Pentru că dacă stai până se plictisește copilul sau
copilul pleacă de acolo supărat, automat rămâne cu supărarea aceea și amintește supărarea aia și a doua zi nu mai vrea să vină. Dar dacă îl iei și pleci acasă cu el atunci când se simte bine, are dorința de a se reîntoarce. Asta este ideea. Da, o să mergem și mâine. Bineînțeles că am luat-o și pe Melissa de vreme. A stat și Melissa doar o oră la grădiniță. Asta e, mă așteptam să fie așa. Probabil așa o să fie săptămânile astea până se acomodează Daniel. Dar pe total a fost ok. Eu spun că a fost foarte, foarte bine. I-am luat Suzeta la grădiniță. I-am dat-o, după care i-am mai luat-o. I-am scris numele pe ea, i-am pus etichetă că sunt și alți copilași cu Suzeta, nu știu dacă o avea careva fix ca el, dar în caz de orice eventualitate să știe că este Suzeta lui Daniel. Ce mi-a mai plăcut așa la grădiniță, aici în prima zi se fac poze, dar poze așa, educatoare, pur și simplu, adică au acolo camera lor, camera grădiniței. Probabil au chiar și mai multe pentru că și ceilalți copii sunt pozați într-una și li se pun poze în dosar și așa. Când fac diverse activități, dar în special în prima zi de grădiniță i s-a făcut poză. Am făcut o poză și împreună și poza pe care am făcut-o împreună o să fie pusă pe perete în caz că îi se face dor de mine când o să rămână acolo după ce plec, ca să-l mai liniștească, îi arată poza cu mine. Adică, așa ca idee, după părerea mea, e ok, adică e o acomodare blândă sau cel puțin așa ar trebui să fie. Acum să vedem, că depinde și de fiecare copil în parte. Însă Daniel este genul destul de sociabil, adică dacă îi câștigi încrederea, se joacă cu tine, n-a nicio treabă, sună la poartă, oricum e foame, așa că mai vorbim mai încolo. Dacă tot o avem pe Dana la noi, profităm și putem să lăsăm toți copiii cu Dana acasă. Și vrem să mergem să vedem o mașină pentru Deni și poate o și luăm, că na, e mai ușor și pentru ea dacă are mașină și pentru noi. Și ne-am oprit să luăm câte o cafea. Hello. Ice. Da, am oprit să luăm câte o cafea, că mă cam luat somn, deși am zis că am dormit foarte bine azi noapte, dar cred că organismul încearcă să recupereze. Și dacă tot am venit la McDrive să luăm cafea, zic, hai să mâncăm și o înghețată, că n-am mai mâncat de mult și dacă tot e vreme frumoasă, e cald, e soare și așa, mâncăm și înghețată. Pune fundul jos. Mama? Da. Pune fundul jos și așa trebuie să mergi. Mai bine luăm trotineta. Adică tricicleta. Așează-te. Dar trebuie să te așezi mai în spate un pic. Nu așa. Îmi dai mie? Îți place? Să vedem. Mai știi să mergi? Poți să mușc? Nu? Bravo, bravo, hai că te-am filmat. Am fost și am văzut o mașină pentru Danny, dar era rezervată până la 4 și la 4 ne-au sunat să ne spună că s-a vândut, s-a dat. Așa că mai căutăm altă mașină pentru Denisa. Oricum vrem să fie așa una mititică și ușor de condus. Mai vrei o mușcătură? Hai, mai iau o mușcătură. Ești nemulțumit? Ai niște reclamații de făcut? Bă! Da! Bă!
viitoare iau ăla, bola vagă, ăla, ca să bag astea în el, dacă e. Cu bagajele?